Bună ziua, dragi elevi și dragi profesori. În vederea unei recapitulări anuale la final de clasa a 7 precum și pentru pregătirea absolvenților clasei a 8 în vederea susținerii examenului de evaluare națională care se apropie, pe parcursul acestui material vom rezolva împreună problema 5 din testul 2 de antrenament 2022. Astfel, în această problemă, ni se spune că avem un triunghi dreptunghic BAC cu măsura unghiului A de 90 de grade, AC 8 cm, BC 10 cm și M este pe AB, astfel încât BM este 2 cm. La punctul A, ni se cere să determinăm lungimea segmentului AM. Pentru acest lucru, observăm că putem aplica teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic BAC. Și să aflăm lungimea catetei AB. Astfel, vom scrie că AB pătrat este BC pătrat minus AC pătrat, așadar AB este radical din 100 minus 64, adică radical din 36, adică 6 cm. Dar știm că BM este 2 cm, deci AM care este egal cu diferența dintre segmentele AB și BM va fi așadar egal cu 6 minus 2, adică 4 cm, ceea ce trebuia să arătăm. La punctul B, mi se cere să, spune, să demonstrăm că suma distanțelor de la punctele A și respectiv B la dreapta CM este mai mare decât 16 pe 3. Vom construi distanța de la A la CM, pe care o vom nota cu AE și distanța de la B la CM, care pică pe prelungirea lui CM, deoarece triunghiul CMB este optuzunghic, pe care o vom nota cu F. Așadar, vom scrie fie AE perpendicular pe CM și BF perpendicular pe CM, ceea ce va trebui să rezolvăm Va consta în determinarea lungimilor segmentelor AE și BF. Așadar, în triunghiul CAM dreptunghic, AE este în înălțime. Știm că AE este egal cu cateta 1 ori cateta 2 pe ipotenuză, adică AE este egal cu CA ori AM supra-CM. Nu cunoaștem lungimea segmentului CM. Vom aplica teorema lui Pitagora și vom afirma că CM pătrat este egal cu CA pătrat plus AM pătrat. CA știm că este 8, iar AM am demonstrat la punctul A că are lungimea 4. Așadar, CM va fi egal cu radical din 64 plus 16, adică radical din 80. Așadar, CM este egal cu 4 Radical din 5 cm. Ne întoarcem și vom spune că AE este egal cu 8 ori 4 supra 4 radical din 5, adică simplificăm 4 cu 4, raționalizăm cu radical din 5, 8 radical din 5 pe 5 cm. Pentru a determina lungimea lui BF, vom aplica aria triunghiului. CMB, formula ariei unui triunghi, în două moduri, și anume, baza CM ori înălțimea BF de care avem nevoie pe 2 și baza MB ori înălțimea CA pe 2. 2 cu 2 se simplifică, așadar BF va fi egal cu BM, adică 2, ori CA8 supra CM, care am aflat mai sus că este 4 radical din 5. Simplificăm, raționalizăm și obținem 4 radical din 5 pe 5 cm. Acum, AE plus BF va fi egal cu 8 radical din 5 plus 4 radical din 5 totul pe 5, adică 12 radical din 5 pe 5 cm care trebuie să arătăm că este mai mare decât 16 pe 3 cm. Vom merge cu o relație de echivalență. Înmulțim mezii cu extremii, 36 radical din 5 mai mare decât 5 ori 16, 80, împărțim cu 4, adică 9 radical din 5 mai mare decât 20, adică introducem totul sub radical, 81 ori 5 înseamnă 405 mai mare decât radical din 400. Adevărat! Așadar, așadar, am arătat că suma distanțelor este mai mare decât 16 pe 3. Pentru o mai bună recapitulare, vă propun să determinăm distanța de la B la CM și printr-o altă metodă. Precizez că restul problemei se va rezolva identic. Observăm că dacă trasăm distanța BF, deci BF perpendicular pe CM, obținem faptul că unghiul BFM, care este egal cu unghiul CAM, egal 90 de grade, iar unghiul BMF este egal cu unghiul AMC, deoarece sunt opuse la vârf. Așadar, conform cazului de asemănare, unghi-unghi putem afirma că triunghiurile FMB și AMC sunt asemenea. Deci, avem raportul de asemănare BFPAC egal cu BM pe CM. BF va fi egal cu BM ori AC supra CM. Înlocuind, vom obține 8 ori 2 pe 4 radical din 5, adică 4 radical din 5 pe 5 cm, cât am obținut și prin metoda 1. Aceasta este metoda 2 de determinare a distanței BF. pentru atenție! Vă doresc mult succes în continuare! La revedere!